Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pentru azi am pregătit un subiect sensibil din istoria noastră a românilor. Documentarul e realizat după un articol preluat din revista Istorie Inedită. Cum l-a șantajat papalitatea pe Mihai Viteazul? Mihai Viteazul a fost domnul țării românești între 1593-1601. Pentru o perioadă, în 1600, a fost conducător de facto al celor trei mari țări medievale care formează România de azi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron ca boier, a deținut regătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. Mihai Viteazul către catolici: voi nu sunteți mărturisitori ai dreptei credințe, căci nu aveți harul Sfântului Duh în biserica voastră. Noi însă, fiind drept credincioși, avem puterea cea adevărată a harului Sfântului Duh, pe care și cu fapta suntem gata întotdeauna să o arătăm cu ajutorul lui Dumnezeu. Epoca lui Mihai Viteazul este pentru istoria națională a românilor una de importanță strategică, ce face legătura între străvechimea și vechimea noastră istorică, antichitatea clasică, dacică, mai precis unitatea teritorială, culturală, lingvistică și religioasă a strămoșilor noștri reali, bine conturată sub domnia lui Burebista, 82-44 înaintea erei noastre, și momentul 1 decembrie 1918. Epoca lui Mihai Viteazul este o articulație atât de bine sudată în conștiința națională a românilor și în structura lor genetică, încât nu va putea fi ștersă niciodată din memoria și sufletele românilor, cu toate eforturile pe care le fac mulți denigratori oficiali și universitari de ieri și de azi. Datorită influenței tot mai mari pe care o avea în epoca și a faptelor sale de armă de un imens ajutor pentru Europa creștină, Mihai Viteazul a intrat în atenția papalității într-un mod special. Conducătorul Bisericii Catolice, dorind să-l convertească pe acesta la catolicism, condiționând ajutorul pentru lupta împotriva turcilor de acest lucru. Pentru a înțelege mai bine această situație extrem de grea cu care s-au confruntat valahii și voievodul Mihai, redăm grupa trei din cele 5 scrisori ale papei Clement al VIII-lea către Mihai, voievodul Valahiei, prin care îi cere în mod expres or subtil să treacă la catolicism, și o a patra scrisoare care ne prezintă refuzul papei de a-l ajuta cu bani pe Mihai în susținerea luptei împotriva Imperiului Otoman, în schimb îndemnându-l la luptă, având ca bază de plecare doar rugăciunile papalități. O mențiune se impune legată de aceste scrisori, și anume, ele nu reprezintă o noutate, fiind publicate deja în lucrări de specialitate. Prezentarea lor în acest mod permite să se înțeleagă mai bine strategia papală de susținere financiară și politică a lui Mihai Viteazu în războiul anti-otoman în care se angrenase voievodul Valah, dar cu condiția trecerii lui și a neamului său la catolicism. Refuzul lui Mihai de fiecare dată, direct sau diplomatic, dar cu precizarea că el luptă pentru creștinătate, a făcut din papa de la Roma un adversar consecvent, autor moral împreună cu Rudolf al II-lea de Habsburg, al asasinării voievodului Valah. Scrisoarea papei Clement al VIII-lea către Mihai Viteazul, vestindu-l că nu poate să-i dea ajutor și îmbărbătându-l la luptă. 13 august 1597. Către fiul iubit și bărbatul nobil Mihai, voievod al Valahiei, papa Clement al VIII-lea. Iubitului și nobilului nostru fiu îi transmitem salutări și binecuvântarea papală, pentru că am văzut din scrisoarea nobilimii tale curajul sufletului tău și zelul în a lupta pentru cauza puterii creștine, punem foarte mult credința noastră întru Domnul de partea ta curajoasă împotriva dușmanului turc comun și foarte potrivnic, ci este drept ca la fel să încerce să facă toți principii creștini spre salvarea lor și a altora. E cunoscut de toată lumea care au fost străduințele noastre în privința acestora
că au fost puse la dispoziție de către noi ajutoarele soldaților și tu poți să afli că nu ne-am crusat nici propriul sânge, deoarece iubitul nostru fiu și nobil bărbat, Giovanni Francesco Aldobrandini, nepotul nostru de sânge și capitan general, s-a oprit cu armata noastră în Ungaria, în ciuda oricărei primejdi, care am suportat și continuăm să suportăm cu stăruință atâtea cheltuieli câte puterile naturale ale acestui scaun papal, în fruntea căruia stau cu voia Domnului, mai pot susține mult timp și de aceea suferim foarte mult că suntem împovărați de atâtea lipsuri de bani. Sub nicio formă nu ne este îngăduit să punem la dispoziție ceea ce ne ceri. Deși alminteri simțim o afecțiune binecunoscută față de tine. Tu însă trebuie să fii cu sufletul puternic și viguros, căci dacă în această provincie s-ar porni legea războiului, nu ne îndoim că ducii noștri îți vor fi de ajutor atât cât vor putea. Dumnezeul armatelor să-i vegheze pe cei care luptă pentru bunătatea sa și să culce la pământ dușmanul cel trufaș. Scrisă la Roma de Sfântul Marcu, sub pecetea lui Sfântul Petru, pe data de 16 august 1597, în al șaselea an al pontificatului nostru. Scrisoarea papei Clement al VIII-lea către Mihaiu Viteazul, stăruind să intre în Biserica Catolică. 12 octombrie 1598. Către fiul iubit și bărbatul nobil, Mihai, principe al Valahiei, papa Clement al VIII-lea. Iubitului și nobilului nostru fiu, îi transmitem salutări și lumina bogată a grației divine. Cu mult mai târziu decât am fi vrut, l-am trimis înapoi la nobilimea ta pe Hector Varsi, pe care l-ai trimis la noi din cauza că, cu câteva zile mai înainte, mai întâi am fost încercați de o sănătate potrivnică. Apoi am lipsit puțin timp necesar pentru refacerea forțelor. Însă scrisorile tale le-am citit cu plăcere și pe solul tău l-am ascultat cu bunăvoință. Iar stăruința ta, ardoarea și perseverența cu care este vegheată puterea creștină de către partea ta curajoasă în fața dușmanului comun și foarte pornit împotriva numelui creștinătății, le încredințăm cu totul întru Domnul. Însă această cauză, care se referă la slava lui Dumnezeu și folosul întregului popor creștin, de care am fost întotdeauna atașați, nimănui nu este necunoscută, dar fiind slăbiți de cheltuieli neîntrerupte și aproape secătuiți în acest an, care deja se apropie de sfârșit, nu-ți putem fi de ajutor, însă anul viitor, dacă lucrurile noastre vor fi într-o situație mai favorabilă, îți vom da ajutor ca să înțelegi cât de mult apreciem virtutea ta. În acest timp, te îndemnăm stăruitor să te alături cu tot sufletul la Biserica Catolică Romană, care reprezintă coloana și baza adevărului. Gândește-te cu atenție, după înțelepciunea ta, câte multe rele grave au urmat după această schismă periculoasă. În special de aici își au dușmanii credinței forțele, însă la acel lucru fericit pot spera membrele care sunt separate de capul lor. Dumnezeul nostru este un singur Dumnezeu care a orânduit o singură credință, o singură biserică întemeiată de preafericitul Petru, căpetenia apostolilor, al cărui loc și autoritate ne este îngăduit să o deținem noi, nevrednici și inferiori. Așadar, trebuie căutată și păstrată acea unitate pe care strămoșii noștri din cele mai vechi timpuri au ținut-o cu toată tăria. Ei, care au recunoscut Sfânta Biserică Romană drept mamă și învățătoare, și-au venerat-o cu o deosebită pietate. Astfel, odată respinse schisma și greșelile, abia atunci se va putea spera la milostivirea așa mare a lui Dumnezeu, ca dușmanul cel mai îngrozit și mai năprasnic, turcul, să nu prevaleze, ci să fie culcat la pământ. Așadar, tu, fiule, stabilește acest lucru și săvârșește-l cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ca să te alături cu totul Sfintei Biserici Catolice în unitatea credinței și iubirii dumnezeiești. Iar în situații dificile pe care le aduce vitregia acestor vremuri, Dumnezeu îți va fi, de fapt, ajutorul tău ca să-ți păstrezi tăria sufletului tău curajos și între primejdile care te înconjoară te va păstra sănătos și nevătămat. Scrisă în Ferrara, pe data de 12 octombrie 1598, în al șaptelea an al pontificatului nostru. Iubitului fiu, nobilului bărbat Mihai, principele Valahiei, papa Clement al VIII-lea, 29 aprilie 1600. Iubite fiu și nobil bărbat, mântuire și binecuvântare apostolică,
scrisoarea pe care domnia ta ne-ai trimis-o în trecuta lună februarie și în care arăți osebita râvnă într-o ajutorare a creștinătății împotriva turcilor, vrăjmași comuni și atât de cruzi, ne-a fost foarte plăcută și îți lăudăm foarte mult această noblețe sufletească pe care tu o arăți, precum și statornicia ta. Dar scrisoarea ta ne-ar fi fost desigur cu mult mai plăcută dacă ne-ar fi vestit despre tine acel lucru pe care, din voință proteguitoare către tine, îl așteptam cu nerăbdare încă de multă vreme și, fără îndoială, dorim să fie ascultat de sfatul cel bun ca, lepădând orice schismă și orice greșeli, să primești cu toată inima unirea cu Biserica Catolică și Apostolică, pe care Dumnezeu Tatăl Îndurării a voit să o păstorim noi, nevrednicul, care, deși nu-i stăm alături prin merite, avem locul și puterea Preafericitului Petru, întâiul între apostoli, pe care Domnul Hristos l-a rânduit mai marele întregii sale biserici și păstor al tuturor oilor sale și cel mai mare propovăduitor al său. Iar nouă ne este de ajutor și ne face plăcere să nădăjduim că se va întâmpla aceasta. Cu voia Domnului, te vei alătura nouă în legătura credinței unite și a iubirii de aproape și că, într-un nădejdea chemării noastre, vei fi vlăstar al bisericii propovăduitoare și parte din trupul nostru și cu adevărat fiul al nostru iubit într-o Hristos, așa cum sunt și ceilalți principi catolici care recunosc și cinstesc Biserica Romană drept maică și povățuitoare a tuturor bisericilor. Nu se poate spune că este ceva mai de trebuință pentru mântuirea sufletului tău, ceva mai de seamă pentru o glorie trainică, ceva mai presus pentru folosul deplin decât această singură hotărâre. De fapt, tu ne ceri să-ți fim de ajutor și printr-un sprijin bănesc. Întotdeauna ne-am zorit să ajutăm creștinătatea și n-am nesocotit pe nimeni, dar totuși trecătoarele putințele Sfântului Scaun nu sunt atât de mari ca singure să facă față unei asemenea poveri și împărțite în mai multe locuri să poată fi îndestulătoare. De aceea, încă de multă vreme ne străduim și ne ocupăm de acestea pe care, dacă Dumnezeu cu binecuvântarea sa ne va îngădui, după cum nădăjduim, să le împlinim, atunci unindu-ne forțele mai multora și rânduindu-se și împărțindu-ne poverile, nu va fi greu să le sprijinim pe celelalte și să procedem la alte fapte strălucite, iar ție, care, după cum sper, pui la cale lucruri mari, să-ți venim la vreme într-ajutor. Între timp tu, așa cum stă bine unui viteaz, păstrează stăria statorniciei sufletești împotriva înverșunaților vrăjmași și mai ales respectă cu toată râvna tratatul de sinceră prietenie prin care te-ai legat de fiul nostru preiubit Rudolf, împărat ales. Să nu cumva să îngădui ca prin vreo altă înțelegere să fie abătut de la acea prietenie, căci acest lucru este vrednic de tine și te umple de slavă și, în marea ta înțelepciune, este cel mai potrivit pentru mai trainicele temeiuri ale folosului comun. Iar Dumnezeu să-ți lumineze din plin gândul tău cu strălucirea întregii milostiviri și a luminării dumnezeiești, așa încât să nu-ți rămână nicio umbră în cuget, iar noi și toți principii catolici să ne bucurăm pe deplin de adevărata unire a bisericii tale cu Biserica Romană, fără de care nu există mântuire. Date la Roma, Sfântul Petru, întărită cu inelul pescarului, adică sigilul papal, în ziua de 29 aprilie, anul 1600, în al 9-lea an al pontificatului nostru. Scrisoarea care ne prezintă refuzul papei de a-l ajuta cu bani pe Mihai în susținerea luptei împotriva Imperiului Otoman. Principelui țării românești, 28 aprilie 1601. Iubite fiu și nobil bărbat, salutul și binecuvântarea noastră apostolică. Am primit scrisoarea domniei tale pe care ne-ai dat-o din Praga la calendele lunii aprilie și în care era scris amănunțit despre acele lucruri care în zilele anterioare, prin schimbările sorții, ți se întâmplase. Sufletul nostru este plin de bunăvoință față de tine și vrerea noastră este cu tine, din care pricină, chiar cu mare stăruință, te îndemnăm ca, întruda prea împovărătoare pentru credința comună și în acele treburi care țin de credința catolică, cea singură adevărată, să te porți cu suflet curat, cum este potrivit, și să te arăți în chip neprefăcut de orice parte, cu inima neprihănită și cugetul drept în ce privește mântuirea sufletului tău și întreaga lui norocire.
Atunci, într-o aceste lucruri, în destul vom avea chezășuire despre tine. Vom putea fi cu sufletul întreg și fără teamă și abia atunci te vom sprijini cu întreagă vrerea și dragostea și ție, orice prilej s-ar ivi, îți vom fi cu voia Domnului într-ajutor în cele solicitate de tine cu întâietate și în cele ce le socotești potrivite pentru a acționa cel mai bine. Te vei face aceasta și vei chema mai statornic bunăvoința noastră față de tine. Toate ți se vor rândui cu folos și noroc, cu milostivirea lui Dumnezeu. Dată la Roma, în Sfântul Petru, întărită cu inelul pescarului, în ziua de 28 aprilie 1601, în anul al 10-lea al pontificatului nostru. Dragi prieteni, eu sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă dau întâlnire data viitoare, tot aici. Până atunci, vă doresc să auzim numai de bine. La revedere!